Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Rodica Sărmaș Furnea și vă urez bun venit la Bursa de Sănătate. Despre nutriție vom vorbi azi și mai ales despre modul în care putem să ne controlăm greutatea. Conform statisticilor, în România, un procent de 21% dintre adulții de peste 18 ani suferă de obezitate. Invitata mea de astăzi este doctorița Bianca Sâmbeteanu, medic și consultant nutriție. Bună ziua și bine ați revenit în platou, doamna doctor. Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație. Mi-am propus în această emisiune să vorbim despre adulții sănătoși, care au probleme cu greutatea, dar în același timp e un paradox: sănătos, dar ai nevoie de medic. De ce este atât de important, după ce iei multe kilograme în plus, să fii supravegheat medical? Am să încep cu o glumă care zice așa, că un adult sănătos este de fapt un pacient neinvestigat. Ei, sunteți... nu e o glumă. Da. Evident că o persoană cu probleme de kilograme mai devreme sau mai târziu va dezvolta clar niște probleme de sănătate. Dacă pentru început un supraponderal doar oftează atunci când urcă scările sau e dificil să se lege la șireturi, mai târziu o să descopere că apar și alte probleme mult mai serioase. Dar toate studiile făcute în lume ne spun că de fapt obezitatea, numărul, procentul celor persoanelor obese crește odată cu vârsta. Absolut. Dar avem puțin totuși. Avem 21%, nu-i puțin, e un procent înspăimântător în România anului 2015. Dar, de fapt, nu este doar 21%, sunt cei care sunt obezi, dar problema apare deja de la supraponderali, iar procentul celor supraponderali și obezi este peste 50%, adică este foarte mare, să știi. Unul din doi români este supraponderal sau obez. Supraponderal înseamnă un indice de masă corporală mai mare de 25 de kilograme pe metru pătrat. Există calcule simple prin care oricine poate să-și facă acest procent. În principiu, dacă ți-ai depășit numărul de kilograme conform înălțimii, deci dacă ai, spre exemplu, 1,60 și ai peste 60 de kilograme, deja tragi un semnal de alarmă că s-ar putea să te încadrezi la categoria asta de supraponderali. Mi-ați făcut și mie o astfel de mică consultație la un moment dat și mi-ați spus că nu stau foarte bine, deși eu credeam că sunt ideale. De ce? Pentru că nu fac mișcare și atunci sigur că masa mea musculară... Exact. Aici apare un nou concept pe care îl avem în nutriție, care se referă nu la numărul de kilograme pe care le avem de fapt, în funcție de înălțime și de vârstă, cum știam noi să calculăm. Deci noi de obicei ne spuneam așa, că e o problemă pentru o persoană atunci când indicele de masă corporală, da, raportul între kilograme și pătratul înălțimii, este mai mare de 24,9. Când intrăm în 25, deja suntem la supraponderali. Deci valorile normale, 18,5, 24,9, astea ar fi fost ok. E, numai că ceea ce este nou este că e important din ce sunt făcute aceste kilograme pe care le avem. Adică compoziția corporală. Ne interesează foarte mult procentul de masă grasă și procentul de masă musculară. Iar acest procent de masă musculară este esențial, dacă vreți, pentru fiecare dintre noi, pentru că chiar dacă avem o masă de kilograme corespunzătoare înălțimii și greutății, deci indicele de masă corporală este bun, dacă procentul de masă musculară este mai mic decât valorile normale, atunci tendința individului este să ia în kilograme în timp. Să se îngrașe. Să se îngrașe. Este un factor de prognostic prost pentru kilogramele în plus. Haideți să vedem, m-ați lămurit. Să știți că nimeni nu v-ar crede totuși, uitându-vă la mine, că eu am o problemă de greutate, dar eu vă cred și așa este. Fiecare realizează unde este această problemă la el însuși, mai ales când vine vorba de masa musculară. De obicei nu realizăm pentru că suntem sedentari și nu facem suficientă mișcare. Dar dacă mergem, spre exemplu, într-o excursie la munte, o să vedem că fiecare începem să respirăm din ce în ce mai repede și ne este dificil, pentru că masa noastră musculară este neantrenată sau este în cantitate insuficientă față de nevoile noastre. Nici nu trebuie să mergem până la munte. E suficient să mergem după tramvai, să alergăm. Evident, sau să urcăm
urcăm scările în loc să luăm liftul. Și atunci vom avea aceeași senzație. Și iată, apropo de discuțiile noastre, riscul de a face accidente casnice sau accidente pur și simplu în mișcare este mult mai mare la persoanele care au o masă musculară mai mică decât ar trebui, pentru că mușchii sunt cei care țin articulațiile foarte bine la locul lor. Că tot la mine vă referiți că am avut un mic incident săptămâna aceasta. Corect. Eu zic că din atenție, dumneavoastră îmi spuneți că trebuie să antrenăm masa musculară. Trebuie să-mi schimb modul de viață și e corect ce spuneți, dar haideți să vedem câtă importanță are alimentația în viața noastră de zi cu zi și începem din copilărie, nu? Pentru că toți traversăm, ne naștem, suntem copii, abia după aceea ajungem adulți și bătrâni. Cât de important este să ne alimentăm corect? Educația alimentară începe de acasă, de la primele gusturi pe care ni le formăm, de la conținutul frigiderului de acasă, de la obiceiurile din casă. Practic, pentru noi, educația alimentară ar trebui să fie una dintre cele mai importante părți ale educației, deși puțini sunt conștienți de acest lucru. Ca adulți suntem dependenți de gusturile și de obiceiurile pe care ni le formăm ca și copii. Și deseori îmi vin părinți cu copii cu probleme de kilograme și îmi spun, faceți ceva pentru el, dar eu de fapt spun, trebuie să facem ceva în familie. Gândiți-vă că acest copil va deveni un adult cu probleme de kilograme pe care le va moșteni de la dumneavoastră. Sunteți dispus să vă asumați acest lucru? Păi, haideți să vedem niște obiceiuri din familie care nu sunt neapărat de ordin alimentar. Sigur că da. Și în multe familii românești avem acest model. Copilul nu se ridică de la masă până când nu mănâncă tot. Da. E cu acea formulă, farfuria goală. E clubul farfuriei goale. Da? Trebuie să facem parte, să termin tot din farfurie. Nu se poate, termină tot. Ultima bucățică e cea cu noroc. Sunt anumite formule pe care le dezvoltăm. Sau mănânci tot și primești desert. Asta și mai și, da. O să ajungem să discutăm și asta este un alt obicei, acela al recompensei cu dulciuri. Este unul dintre proastele obiceiuri. La acest lucru, copilul este înbiat mereu cu mâncare. Nu poate mâncare după tine în parc, mâncare după tine la școală, mâncare... Deci, în loc să avem niște ore de masă la care participăm cu toții și la care ne simțim bine și avem așa partea socială a alimentației... Că masa în familie. Masa în familie, care este absolut, masă. E foarte importantă. Știu că pentru mulți este dificil, dar măcar masa de seară când, sau masa de dimineață, există o posibilitate ca să avem măcar o masă pe zi în care să fim cu toții și să încercăm să ne simțim bine. Asta e foarte important la masă, că de obicei atunci se adună și aduc aminte de toate reproșurile posibile. Deci acea masă în care să ne simțim bine și să împărtășim cu toții ce se află în farfuriile respective. Asta e important. Se formează ca și reflex. Stă la baza, dacă vreți, a familiei. Acolo suntem cu toții. Pentru că noi, știm, spunem, ne hrănim cu ceea ce se află în farfurie. Nu ne hrănim doar cu ceea ce se află în farfurie. Ne hrănim cu sentimentele pe care le avem acolo și care ne fac să ne simțim bine. Ești specialistul medicul. Mm-hmm. Ne îndeamnă să avem mese regulate. Eu asta am înțeles. Da. Mese liniștite. După aceea vom vorbi și despre consistența meselor, dar din copilărie este bine să avem mese regulate. Și nu acea fugă după copilaș, lasă, n-am mâncat la masă, nu-i nimic, mănâncă tu poți, picioare, mănâncă tu poți la să te ridici, oriunde. Tu poți să te joci, lasă că după asta vine eu după tine și cu farfuria tot îți dau, n-ai mâncat la masă, lasă că mergem în parc și tot te hrănesc cu sandvișurile pe care le am, cu biscuiții pe care i-am. Tot timpul copiii sunt fugăriți de părinți cu ceva în mână. E o greșeală, înțeleg. O mare greșeală, pentru că nici nu avem pauze digestive și pentru că nu se formează acea disciplină a mesei, care este foarte importantă. Nu ai mâncat acum la masă? Ok, mâncăm la ora de, cu toți împreună. Nu vrei să mănânci acum, mai mănânci atunci. Nu mai mănânci nici atunci, la revedere, altă masă, nu mai pup, până mâine. Dar eu văd mulți copii obezi. Este o realitate tristă. Da.
și îngrijorătoare și împovărătoare până la urmă pentru, pentru sistemul de sănătate și pentru societate. Și pentru familie, care nu realizează care sunt costurile acestei afecțiuni pe termen lung. Și aș vrea să încercăm să determinăm cauzele. Mâncarea de fast food pentru mine nu este un argument foarte mare, pentru că avem zona rurală unde avem aceeași problemă cu copiii supraponderali, unde totuși se mănâncă gătit, se mănâncă lipsa de mișcare sau care sunt cauzele, sau eu știu dulciurile acestea hiper-rafinate. Încerc să înțeleg, ca să înțeleagă și telespectatorii noștri unde ar trebui să pe de o parte lucreze. Calitatea alimentelor. Deci asta este un prim aspect foarte bine punctat. Sunt alimente extrem de concentrate ca număr de calorii, dar foarte sărace ca și elemente nutritive. Și atunci tendința individului, tocmai pentru că nu are vitaminele, mineralele necesare, organismul îi dă o senzație de foame perpetuă și el continuă să se alimenteze cu aceste alimente bogate caloric, dar atât. Foarte ușor de ajuns la ele, ieftine. Sunt pentru părinți foarte ușor de cumpărat. Ei se gândesc că își recompensează copiii în felul ăsta. În casă, peste tot, există câte un platou cu dulciuri, bomboanele sunt la discreție. De iar ce? În alimentația mare, probabil cantitatea mare de măzăluri. Odată, cantitatea mare de făinos, procentul de dulciuri iarăși foarte mare. Tot la dulciuri. Tot eu la încerc dulciuri, să vă duc da. Către ele... alte zone, mie îmi plac dulciurile, da, sunt iubitoare de dulciuri. Și mie, dar este foarte important să avem un echilibru în ceea ce mâncăm. Nu înseamnă că dacă blamăm dulcele, nu ne place o bucățică de ciocolată sau nu mâncăm o prăjitură, dar asta se întâmplă într-un echilibru pe care îl construim în alimentația noastră. Dacă mănânc o prăjitură, spre exemplu, mănânc, știu eu, o dată pe săptămână, duminica, dacă facem ceva dulce în casă, asta e absolut ok. Vă propun un exercițiu social și vreau să-l întreb pe medicul, Bianca Sâmbăteanu, cum ar vedea ameliorarea, eu știu, în zonele normale, uităm de alimentația fast food, pentru că este clar, lumea ar trebui să înțeleagă că nu mâncăm și poate chiar înțeleg, încep să înțeleagă, dar eu știu, poate lipsa sportului, faptul copiii nu mai fac, dacă vă aduceți aminte, noi am fost o generație totuși privilegiată, eram obligați, aveam niște ore de sport bine determinate și peste ele nu se trecea, nu se făcea matematică. Așa este. Se făcea mișcare în fiecare dimineață, se făcea în pauze mișcare, țin minte. Și mai mult decât atât, era acel concept de a îți termina temele și de a ieși afară la joacă, unde erau toți copiii și unde nu se stătea cu tableta sau cu telefonul, ci se alerga în jurul blocului sau se alerga nu o oră pe zi când duci copilul la sport. Acela nu e sport. Deci era o mișcare continuă, o mișcare făcută spontan, de plăcere, era o formă de organizare a copiilor. Deci toată lumea se mișca, era un lucru natural. În plus, mișcarea fizică sub formă de activitate în jurul casei era mult mai intensă. Și acasă și se mătura. Exact, copii. Nu e nimic în neregulă pentru un copil să fie pus la muncă pentru vârsta. Nu e exploatat acel copil dacă dă cu mătură. Sigur că da, e în funcție de vârsta lui, el capătă niște deprinderi normale pentru viața pe care urmează să o aibă. Dacă, știu eu, învață să strângă farfuria din față sau să dea cu mătura în casă sau să șteargă praful, sunt niște lucruri normale. Cauzele, înțeleg că vin și din atitudinea și noastră din de zi cu zi. Au cauză sociologică, dacă absolut. Vreți. Și apoi medicală. Sigur, dar sunt foarte mulți factori. Mai există pericolul televizorului. Stăm cu ochii în televizor și pentru noi, cei mari, este la fel de periculos. Dar se spune că a sta la televizor cu tabletă, cu calculator, toate însumate mai mult de 2 ore pe zi, reprezintă un factor de risc separat pentru obezitate și boli cardiovasculare. Deci vă dați seama cât de periculos este statul efectiv. Când eu mă uit la un copil, am exemple personale acasă, dar dacă îl lași o zi întreagă, stă cu tableta sau cu calculatorul și nu se mișcă din pat acolo, butonează toată ziua. E o altă lume. E o altă lume, fără discuție. E o realitate
cu care trebuie să ne obișnuim și tocmai de aceea ca să, trebuie să ne asumăm ca să o îndreptăm, nu? Corect. Știm că există, suntem conștienți de pericolul pe care îl reprezintă pentru noi ca și ființe biologice. Noi nu am fost creați ca să stăm în felul ăsta, noi am fost creați să fim activi, să ne mișcăm. Niciun organism nu investește într-un organ pe care nu îl folosește. Dacă eu voi sta toată ziua, mușchii mei vor fi atrofiați pentru că ei nu sunt folosiți. Da, o să-mi fie dezvoltat mușchiul degetului de la tastatură și de la mouse, ochișorii în cap și creierul. Cât poate fi el dezvoltat. E posibil să uzată, eu știu, deci, uzat tendonul de la încheietura mâinii cu care astăzi. Dar este extrem de puțin și plătim prețul pentru genul ăsta de viață. Ce înseamnă mușchi atrofiați? Ce ar însemna ca pericol pentru sănătatea noastră? Mușchi este cel mai important organ ca și producător de căldură în organism. Asta înseamnă că el arde, asta știe să facă, arde calorii. Un mușchi atrofiat înseamnă că nivelul de calorii pe care îl arde organismul nostru este foarte redus. Acea rată metabolică în repaus de care vorbim deseori când vrem să aflăm cât consumă organismul nostru în 24 de ore ca și număr de calorii, va fi mult redusă. Și atunci, pentru un individ, o să observăm că nevoile lui sunt foarte mici dacă ne raportăm la rata metabolică în repaus. Adică el va trebui să mănânce, nu știu, 800 de calorii pe zi, ceea ce este foarte puțin pentru apetitul nostru crescut și pentru nevoia noastră de dulce, spre exemplu. Și asta înseamnă că neavând cine să ardă, adică neavând masă musculară, ceea ce rămâne în exces se va depozita și o să înceapă să crească suplimentar masa grasă în organism. Și de aici vine... Și de aici încep problemele. Deci asta este o parte pe care ne-o face mușchiul, arde caloriile, inclusiv în repaus. Noaptea, când noi ne odihnim, mușchiul arde comparativ cu masa grasă, care arde mult mai puțin. Deci noi consumăm, dacă avem o masă musculară bună, consumăm și în timpul somnului calorii, spre deosebire de... Organismul lucrează dacă îl punem la lucru. Organismul lucrează, absolut. Numai dacă îl punem la lucru. Numai. Dacă stăm, atunci nici organismul nu lucrează, lucru care stă în defavoarea noastră. Un alt lucru este legat de prognosticul pe termen lung, legat de afecțiunile osteoarticulare. Vom avea articulații sănătoase și oase sănătoase dacă vom avea mușchi buni. Dar dacă mușchii noștri vor fi atrofiați, atunci și articulațiile vor fi expuse, vor suferi... Ca să înțeleagă oamenii, durerile de oase, care sunt de necontrolat, e o durere care, vorbim de management al durerii, de fel de fel de proceduri, care sunt inutile de cele mai multe ori, sunt dureri inimaginabile. Da. Și pe termen lung? Și pe termen lung și mai ales la vârsta a treia. Chiar invalidantă uneori. Exact. Și să ne gândim că aceste dureri practic își au originea în tinerețea persoanelor respective atunci când n-au făcut mișcare. Da? N-au făcut suficientă mișcare ca să-și păstreze masa musculară și această masă musculară să le permită un os sănătos pe termen lung și articulații sănătoase pe termen lung. Aici vorbim întotdeauna de un echilibru, pentru că și excesul de mișcare poate să ducă la distrucția articulațiilor în mod suplimentar, cei care fac sport de performanță, dar nu intrăm în categoria asta, vorbim de mișcarea de bun simț. Despre acest lucru vreau să continuăm să vorbim și vreau să vă întreb tot medicul dacă zestrea genetică pe care o avem poate fi contracarată de stilul de viață sau de modificarea stilului de viață. Că avem, sigur, suntem predispuși la niște afecțiuni, chiar diabetul se pare că e genetic. Există o predispunere. Așa, dacă putem, eu știu, să îi ameliorăm efectele. Sigur că da. Factorii genetici sunt practic responsabili pentru 8% din manifestările fenotipice, adică din bolile pe care noi le prezentăm pe parcursul vieții. Restul sunt reprezentate de stilul nostru de viață. Deci doar 8%? Doar 8%. Atât dăm vina pe moștenirea genetică. Pe moștenirea genetică. Dar să lămurim și acest lucru. Sigur că da. Dar nu trebuie să uităm că tot moștenire, de data asta nu genetică, este stilul de viață. Și sigur că dacă aș avea, spre exemplu, doi gemeni identici și
unul l-aș crește în familia de bază și pe celălalt l-aș duce și l-aș muta într-o familie cu un alt stil de viață, geamănul care rămâne în familia de bază, sigur că are moștenirea genetică a familiei, dar are și moștenirea stilului de viață. Obiceiurile din casă. Și sigur că asta va crește riscul ca el să facă afecțiunile pe care le au părinții lui. În schimb, în partea cealaltă, chiar dacă moștenirea există, dacă eu am un alt stil de viață, cultiv un stil de viață sănătos, sunt atent la ce moștenire genetică are și împiedic să apară acest lucru, e foarte posibil ca persoana respectivă să nu dezvolte bolile. Un copil, un adolescent, să zicem, are șansă dacă e supraponderal, este obez. El crește, nu? Atunci, se spune că atunci când crești, slăbești. Ei, dacă îți modifici stilul de viață, are șanse să se redreseze mai mult decât un adult la 45 de ani, să spunem? Are șanse, dar e foarte complicat să lucrezi cu adolescenții, cu copiii în general, pentru că motivația lor nu este una foarte temeinică. De obicei îi aduc părinții și tot împing de la spate să facă ceva. La copii este destul de complicat și mai e un aspect important. Tipul de țesut adipos care se dezvoltă în copilărie este un țesut adipos care nu va dispărea niciodată. El apare prin multiplicarea numărului de celule grase. Ele pot să se reducă ca și volum pe măsură ce copilul crește, da? El se înalță, să zicem, își modifică stilul de viață, practic kilogramele respective se distribuie altfel pe osatura lui, dar celulele grase rămân în permanență acolo, ele nu dispar. Sunt subțiri, sunt mititele, dar rămân acolo. Și la prima eroare de comportament, la abatere, imediat se va simți pe numărul de kilograme. Va fi mult mai sensibil Chiar dacă lucrurile se normalizează, vigilența trebuie să fie maximă. Deci riscurile pentru un copil dolofan sunt mult mai mari decât pentru un adult care s-a îngrășat la vârsta adultă, spre exemplu, pentru că el la vârsta adultă, dacă a căpătat câteva kilograme în plus, țesutul adipos a apărut prin mărirea de volum a celulelor grase și nu prin multiplicarea numărului lor. Și atunci ele, într-adevăr, pot să se micșoreze și nu există riscul atât de mare că el să reapară kilogramele în plus față de copil. Copilul este mult mai predispus la a se reîngrășa, mult mai ușor. Am lămurit acest lucru. De asta este pericolul obezității la copil. De asta părinții trebuie. Aici este responsabilitatea părinților maximă. Și unanimă. Ei sunt responsabili. Absolut. Dacă au copii supraponderali, obezi chiar, că obezitatea e o boală, nu? Absolut. Absolut. E recunoscută la noi? Cum să nu? Avem și noi un procent mare de copii obezi, din ce în ce mai mare. Deci e tratată ca o boală și decontată ca tară de asigurările de sănătate. Este, da, are număr de cod. Ei, vom continua această discuție, luăm publicitate acum. Ne-am reîntors în platoul emisiunii Bursa de Sănătate. Vă reamintesc că invitata mea de astăzi este dr. Bianca Sâmbeteanu, medic și consultant nutriție. Doamna doctor, am identificat în prima parte ce înseamnă, care e pericolul până la urmă a obezității, a kilogramelor în plus, cum ne aduce neplăceri serioase pentru mai târziu. Acum vreau să intru în specialitatea dumneavoastră, că până la urmă tot mai mulți români și nu numai, tot mai multe persoane apelează la medic pentru a slăbi, au nevoie de ajutor medical. Nu se mai duc doar la sală, aleg și medicul, ceea ce zic eu că e bine, dacă dereglările sunt atât de serioase. Însă am întâlnit și conceptul, și vreau să-l analizăm puțin, de nutriție și remodelare corporală non-invazivă. Non-invazivă, corect. Ce înseamnă nutriție și remodelare corporală? Că nutriție ne-am cam lămurit, deși vom reveni. Deși nutriția este un concept mult vehiculat,
Nutriția, de fapt, e puțin cunoscută, pentru că atunci când vorbim despre nutriție, toată lumea se înghesuie să spună eu știu diverse lucruri. Nutriție, de fapt, înseamnă să știi să-ți hrănești corpul cu ceea ce el are nevoie și nu cu ceea ce crezi tu că el are nevoie. Astfel încât să fii energic și să te simți bine. Numărul de kilograme de multe ori trece pe planul 2. O persoană când ajunge la medic nu ajunge pentru că s-a urcat pe cântar și vede că a depășit numărul de kilograme. Asta nu-l supără în mod special, de obicei stau liniștiți. Vine la medic atunci când îl doare ceva, când nu are energie, când apare o problemă care îi împietează viața de zi cu zi. Problema estetică este importantă pentru o astfel de persoană. Nici nu-mi vine să-i spun pacient, pentru că s-ar putea să nu aibă... Sunt foarte mulți! Da, este foarte importantă. Este foarte importantă pentru că se leagă între ele lucrurile foarte mult. Problema estetică este cea care generează o anumită stare de spirit. Și cu toții știm că una a treia maladie, ca și incidență în zilele noastre, între maladiile cronice, este depresia. Eu nu spun acum că câteva kilograme în plus pot să ducă la depresie, dar există studii care demonstrează clar că obezitatea este legată de depresie. Se leagă, leagă toată ceea ce spuneți și avem și sindromul stresului care probabil că ne ajută cu ghilimelele de rigoare. Absolut. Să ne îndopăm, să mâncăm mai mult. Absolut. Mulți oameni au acest obicei care nu mai ține de ei și atunci probabil că văd o colaborare cu psihiatru, cu psihologul. Așa și trebuie să fie. Atunci când discutăm despre kilograme în plus, trebuie să avem o echipă interdisciplinară care să se ocupe de persoana respectivă, astfel încât să avem rezultatele pe care ni le dorim. Dar psihologii în România, nu vorbim de medici psihiatri, psihologii în România sunt pregătiți în această zonă, pentru că ei nu prea sunt bine pregătiți clinic în nicio zonă medicală. Sunt puțini, nu vreau să desfințez psihologia ca și disciplină, dar noi avem o tradiție destul de recentă, de precară, dacă vreți, să fie elegantă. Există psihologie clinici. Există psihologi clinicieni, da, cei care se dar sunt pregătiți, asta spun, în această zonă, există, că ei pot să aibă o diplomă. Asta este, de fapt, o nișă destul de îngustă de psihologi care să se ocupe de tulburările de comportament alimentar. Dar există o astfel de nișă și eu colaborez cu astfel de persoane cu care am rezultate foarte bune. Dar bănuiesc că sunt puțini, eu insist pe acest lucru, de asta lumea e bine să-și aleagă specialistul. Într-adevăr, atunci când discutăm despre kilograme, discutăm despre o problemă a corpului nostru foarte importantă și când facem o alegere legată de cine se va ocupa de această problemă, este bine să fim informați și să facem alegeri bune, pentru că practic eu dau corpul meu și sănătatea mea pe mâna unor persoane care trebuie să fie persoane avizate. Asta e foarte important. Nu mă duc la sala de sport și acolo spune nutriționist la unul dintre antrenorii de fitness care a făcut și niște cursuri de nutriție și ascult ce spune el și asta este tot ceea ce fac apropo de kilogramele pe care le am. Bine, vorbiți de un nivel de impostură în această zonă. Absolut. Dar acest lucru să știți că se va regla în curând, este o lege în Parlament și nu va putea oricine să se numească nutriționist. Deci este o chestiune de timp care va lua sfârșit. Din fericire pentru modele. Da, orice persoană care slăbește mai mult sau mai puțin cunoscută face din povestea lui o poveste universală pe care eventual o și vinde într-o formă frumos ambalată, astfel încât o persoană mai puțin avizată poate să ia o carte în care un personaj celebru spune istoria sa și rezultatele și crede că îi se aplică și lui. Nu este așa. Fiecare dintre noi suntem diferiți, fiecare are probleme diferite. Pentru unii există și probleme medicale legate de kilogramele în plus și atunci e foarte important ca cineva avizat să se ocupe de problema. Să spună ce mănânci, cât mănânci, cât sport faci, pentru că dacă e cardiac, s-ar putea să aibă o mare problemă. Și aici este foarte important, există pentru persoanele cu afecțiuni cardiovasculare acea recomandare că e bine să nu facă multă mișcare pentru că riscă să se decompenseze. Acum,
trebuie să fim conștienți de faptul că mișcarea ne ajută și nu poți să spui unei persoane care, gândiți-vă, a făcut un infarct, spre exemplu, are niște kilograme în plus, a rezolvat problema infarctului și tu după asta îi spui să stea liniștit forever and ever. Nu funcționează, că el nu o să stea ca o floricică în glastră și o să îi se topească kilogramele. Dar medicul îi dozează efortul. Absolut. Pentru că asta este important. Despre asta vorbim, da, despre să știi, dozare. Să știi fiecăruia ce îi se potrivește, ce tip de mișcare, câtă mișcare. Acea mișcare să nu-i pună în pericol viața, absolut, pentru că se poate întâmpla și absolut acest lucru. Și vreau să vă supun atenție, am extras, am venit pregătită la această emisiune, un studiu dat publicității acum în urmă cu câteva luni, spune că rata cea mai mare a obezității, vorbim de rata pe România, se înregistrează în Moldova, unde procentul este de 23,8%, urmată de Oltenia și Muntenia, unde prevalența obezității este de 21,3%, și apoi de Banat, Crișana și Transilvania, unde, atenție, se mănâncă multă slănină și se bea palincă, unde procentul obezității este de 18%. Ce ziceți despre această aranjare demografică a obezității, a incidenței obezității? E un studiu serios făcut de un institut de cercetare, nu, vorbim de cifre corecte. Corect. Putem să speculăm, pentru că nu știm exact toate dedesubturile care ne-ar permite să tragem niște concluzii legate de acest studiu. Nu știm, spre exemplu, cum a diferit vârsta celor participanți la studiu pe zonele demografice respective. Dar putem să facem niște presupuneri. E foarte adevărat că în Transilvania se mănâncă mai gras și că există alte obiceiuri alimentare, dar în același timp și altitudinea este alta, clima, frigul și atitudinea persoanelor este diferită. Adică acolo oamenii sunt mult mai calmi, mai liniștiți. Dar muncesc și fizic și mai muncesc, mult. Exact, și chiar fac dacă mai mult efort fizic, nu se tem de muncă. Calmul acesta nu înseamnă pasivitate. Am văzut. Nu, înseamnă echilibru. Deci ei sunt mai relaxați, știu să și zâmbească, dar și sunt serioși atunci când vine vorba de muncă. Acum n-aș vrea să zică cineva că am o părere proastă despre celelalte deci vorba, încercăm zone. Încercăm să identificăm niște cauze. Speculăm. Da? În Moldova, pe de altă parte, trebuie să ținem cont de faptul că și zonele sunt mai sărace. Avem o populație săracă și atunci și sunt alte obiceiuri, da, alimentare. Deci populație săracă și îmbătrânită, pentru că din Moldova se pleacă foarte mult la muncă pe afară. Așa e și în Transilvania, să știți. Și bărbații nu prea mai întâlnim, sunt bărbați tineri și în cu putere de muncă, cu putere, da, fizică de muncă. În schimb, să zicem, pe partea de Moldova se mănâncă mai mulți carbohidrați. Și asta ar fi fost important de studiat, către ce anume duce alimentația în zonele respective. Pentru că dacă în Transilvania, într-adevăr, ponderea caloriilor în alimentație e dată de grăsimi, pe partea de Moldova mai degrabă este dată de carbohidrați. Și aici ar fi o explicație. Se mănâncă mulți cartofi, din câte știu eu, în Moldova. Pâine, cartofi, multe făinoase, da, paste, orez, deci asta se mănâncă. Dar pâinea, de principiu, e de bază. Cu pâine completezi, zice, atunci când ți-e foame și nu ți-ajunge ceea ce ai, completezi cu pâine. Ei, să revenim la soluții. V-am dus eu puțin în zona asta. Într-o zonă de cercetare, până la urmă, care, da, recentă, și care poate să ne furnizeze informații valoroase vis-a-vis niște date corecte, ce atitudine să avem. Și să ne întoarcem la nutriție, la nevoia de a fi supravegheat medical, la necesitatea de a fi supravegheat medical. Nu oricine poate să dea o consultație avizată de nutriție. Și dacă există soluție, pentru că știți, doamna doctor, multă lume are probleme cu kilogramele, exersează fel de fel de rețetă de slăbit, fel de fel de aparate, pentru că avem și aparate, și rezultatele sunt destul de palide, dar avem și exemple puține care au reușit să revină, să aibă o greutate normală și să mențină această greutate. Da, cel mai dificil este să te menții după ce reușești să slăbești. Dar au umblat foarte mult la stilul de viață aceste persoane, fără nicio excepție. Asta este, de fapt, secretul. Să-ți schimbi stilul de viață. De fapt, să te schimbi pe tine cu totul. Pentru că dacă vrei ca tu să arăți altfel, felul în care gândești trebuie să fie diferit. Atunci, ce ar trebui să mâncăm noi? Să mâncăm la alimentație. Întreb medicul acum, consultantul nutriție,
luni. Luni când începem serviciu. Mâncăm micul dejun, ne sculăm și vrem să mergem la serviciu. Ne sculăm mai repede, mâncăm micul dejun sau nu? Obligatoriu. Micul dejun este cea mai importantă masă a zilei și de ceea ce mâncăm la micul dejun depinde energia pe care noi o avem pe parcursul zilei, pofta noastră de ronțăieli, apetitul pentru dulce, toate lucrurile astea depind de ce mâncăm noi la micul dejun. Mâncăm mult la micul dejun sau mâncăm puțin? Concentrat. Nu mâncăm mult, dar mâncăm concentrat și foarte important, la micul dejun ne hidratăm. Pentru că uităm că peste noapte noi pierdem multe lichide prin respirație, prin transpirație, prin scaun, prin urină dimineața, noi pierdem foarte multe lichide și principala noastră nevoie în prima parte a zilei este de a reechilibra nivelul hidric și aportul de apă este cel mai important în prima parte a zilei. Ceaiul e bun? Cum să nu? Deci, ceaiul, știți? Apa, ceaiul de plante, așa cum ceaiul de plante este o tradiție românească dimineața, mai ales să bem un ceai cald. Să bem un ceai cald. Da. E bine să-l bem. Este absolut, e o idee foarte bună, dar nu numai ceaiul. Putem să folosim sucuri, freșuri făcute. E o modă a freșurilor. Exact, putem să folosim, putem să mâncăm fructele cu totul, lucru și mai bun decât mai freșul, bine, da? Sigur, pentru că avem și fibra din coaja fructelor respective. Apa cu lămâie de dimineață e foarte bună, un pahar mare cu apă pe stomacul gol, revin. Apa cu lămâie, spuneți dumneavoastră, da. Pentru că lămâia e degresant sau de ce? Nu știu, zic și eu că lămâia, în pofida gustului ei ușor acrișor, are un conținut bazic care neutralizează aciditatea stomacului și atunci e foarte utilă dimineața, mă ajută în alcalinizarea mediului intern. Ce fruct miraculos este lămâia, da. Banala lămâie, pe care o găsim peste tot. Sigur că da, cu multă vitamina C, nu e singurul fruct miraculos, dar ne ajută foarte mult. Fructele, în general, la masa de dimineață sunt o idee foarte bună. Eu am insistat pe micul dejun și vă spun de ce. Am auzit diverse teze ale unor medici nutriționiști din Occident care spun că la micul dejun poți să mănânci orice. Sunt medici care susțin acest lucru. Iar pe măsură ce înaintezi în zi, să mănânci din ce în ce mai puțin. Uh-huh. Dacă ai poftă, mănâncă la micul dejun. Există o logică pentru care se spune lucrul ăsta, pentru că, într-adevăr, dimineața îmi permit să mănânc mai mult și mai concentrat, că asta spuneam, pot să mănânc concentrat. Nu e bine să mănânc mult pentru că plec la muncă, dacă aș sta acasă, probabil că ar fi ok, dar plec la muncă cu stomacul plin și am o senzație de greu, mă deplasez greu, gândesc greu, când eu, de fapt, în prima partea zilei trebuie să fiu foarte funcțional. Ori dacă mănânc concentrat, asta înseamnă că stomacul meu nu este plin, dar are ceea ce îi trebuie, creierul gândește optim, nu am variații de glicemie, ceea ce mă face să-mi păstrez atenția pe termen lung. Adică de asta spuneam, e important. Da, teoretic pot să-mi permit să mănânc orice dimineață. Dacă vreau să mănânc ceva dulce, pot să mănânc dimineața. Pentru că am o zi întreagă în care voi arde caloriile pe care le îngurgitesc. Vrând nevrând, oricât de puțin te-ai mișcat, tot te miști. Da. Și desfășor activitate intelectuală, fie fac ceva mișcare prin casă, fără să vreau, ard. Deci dimineața e cel mai bun moment în care să mănânc ceva ce mi-am dorit să mănânc. Pot să practic chiar metoda asta dacă seara am primit, nu știu, o felie de tort sau să-mi promit că o mănânc a doua zi de dimineață și să amân plăcerea aceea de seară care s-ar solda cu kilograme în plus pentru dimineață când nu se mai soldează cu kilograme în plus. Avem vina amiaza, unde avem și supă, și felul 2 și desert. E bine? În principiu putem să ne permitem să avem și genul ăsta de alimentație. Încă este ok. Numai că totul trebuie făcut cu măsură. Da, pot să am și supă, deși ideal este pentru organism să-ți începi masa cu ceva crud. Cu deci, un fruct. Fie un fruct, fie desertul, o salată. Da. Dacă obișnuiam ca să pun la desert fructe, e preferabil să le mănânc înainte de masă, pentru că atunci enzimele digestive își vor face treaba mult mai bine și vor extrage tot ceea ce este natural și bun și folositor din alimentele vii pe care le am în față și nu dintr-o ciorbă în care de obicei am fiert tot ceea ce se află. Acum și ciorba așa are rostul și rolul ei. Eu sunt un adept al ciorbelor. M-am și gândit de ce mănâncă românii ciorbă și am ajuns la concluzia că ce e de fapt ciorba asta e o fiertură de rădăcini. S-a obișnuit, vă spun, da? Eu, e o obișnuință. Dar dacă ne gândim ce este o fiertură din rădăcini, este un decoct.
Și atunci e clar că și acolo sunt elemente nutritive pe care le pot folosi. Depinde acum cum faci ciorba. Absolut, dacă absolut. E grasă, cu multă carne, cu multă oasă și mănânci... Nu prea mai seamănă ciorbă. Nu prea mai seamănă... Da, ciorba e de legume, de obicei. E ceva ușor, ceva pe care îl mănânc practic înainte. Deci, o de supă felul de legume făcută... Excepțională. Sau o supă de pui. Și aceea grăsimi. Este foarte bună, pentru că supa de pui vine cu multă proteină pe care ușor o pot asimila de acolo. Și de altfel se și spunea că supa de pui este un stimulator pentru imunitate. Așa că în perioada de răceli e foarte bine să mâncăm supa de pui. Zice că are și un efect antiinflamator din cauza, mai ales supa de aripioară. O foloseau are cartilaj. În perioada medievală. Da. Probabil că așa datorită și este. Cartilajul, nu, da. N-aveau la îndemână decât alte metode și erau foarte bune. Metode naturale. Uh-huh. Și e bine să le luăm în calcul acum, după în plină occidentalizare și globalizare. Dar cred că o să ne reîntoarcem la lucrurile simple. Așa, nu mai zic de prăjituri, că... Da, dacă mâncăm sau nu prăjituri. Aici, pentru că noi ne-am făcut niște obiceiuri în care ne-am deprins ca să punem punct unei mese cu ceva dulce, da, putem să folosim o pătrățică de ciocolată sau o bucățică neagră, mică de prăjitură. De preferat, ciocolata neagră e chiar cu mulți antioxidanți. Un concentrat mare de cacao. Exact. Și trebuie să citim foarte bine ce mâncăm. Absolut, să citim întotdeauna etichetele. Dar fagurile de miere, care miere atât de bună? Putem să mâncăm și o bucățică de fagure de miere. De ce nu? Este foarte ok și asta. Pot să o folosesc, dar repet, e important procentul, cantitatea. Dacă mănânc puțin dulce la sfârșit, este în regulă, dar dacă mănânc o porție mare, cam cât felul 2 de ceva dulce la sfârșit, atunci nu mai este ok. Seara, eu trec peste gustări care ar trebui să fie un iaurt, fie un fruct, da? Preferat, sau o legumă. Exact. Ca să lămurim ce înseamnă gustare. Chiar să nu, gustare. Să nu... am trecut repede peste gustări. Seara, mâncăm, eu știu, cu 2 ore înainte de a... Da, 2-3 ore înainte de a ne culca. Și e de preferat să mâncăm ceva ușor ca să avem un somn liniștit, digestia să nu ne împieteze somnul. Eu spun seara o salată, o bucată de pește, ceva ușor. Ușor și puțin. Și în cantitate mică. Și da, puțin. Toate sunt cu măsură. Dacă ținem cont de sfatul ăsta, e cel mai important lucru. Dacă păstrăm linia asta de mijloc, e absolut spunea în regulă. Un diabetolog care mie-mi e foarte drag, profesorul Cheța, îmi spunea că s-a renunțat la masa, la plimbarea de după masa de seară, acele 20 de minute care pot aduce un miracol de viață lungă și de calitatea vieții bune în viața oricărui om, fie el vârstnic sau bătrân. Știți că exista acest obicei pe vremuri? Da. Seara plimbarea. Să te plimbi. Plimbarea între soț și soție, plimbarea sigur că își găsește, își găsește rostul și în momentul de față. Eu le spun pacienților mei care se plâng de lipsă de timp că e o idee foarte bună ca după masa de seară să iasă la o plimbare, pentru că în felul ăsta își fac și cele 30 de minute de mișcare pe zi pe care ar trebui obligatoriu să le avem. Păi am ajuns și aici, au și partea doar de relaxare. De mâncare, și n-am vorbit de mișcare. Și n-am vorbit deloc de mișcare, presupunând că acea persoană nici nu are când, dar seara înaintea de culcare poate să putea, facă. Și ar fi un obicei. Exact, dar foarte important legat de asta este ca plimbarea să fie plimbare și nu efort fizic intens. Pentru că dacă fac efort fizic intens, atunci somnul meu se va duce mai încolo. Eu îmi cresc rata cardiacă, îmi cresc arderile la nivelul organismului dacă fac mișcare intensă și atunci va fi dificil să intru în starea de somn. Seara nu facem sport, nu. E ideal să facem ne sport putem plimba. În restul. Dar plimbarea care nu solicită, nu-mi crește frecvența cardiacă foarte mult, asta pot să o fac pentru și e binevenită. Așa vom evita și insomniile. Exact. Nu numai vom stimula puțin digestia, tocmai ce ar fi. Ele sunt mână-n-mână. Este bine de știut. Nu facem sport după ora 5. După ora 6 seara e bine să nu facem sport. Deși e o modă. Dar, da, pentru că atunci ies de la serviciu, dar mai bine s-ar duce dimineața, s-ar scula mai devreme. Exact, asta este cea mai bună soluție. Știți, obiceiurile până la urmă, ele ne controlează viața. Ieși din zona de confort în felul ăsta.
te obligi să te culci de vreme și să te trezești de vreme. Așa ar fi fiziologic, așa ar fi firesc pentru corpul nostru. Dar iată că ajungem târziu acasă, vrem să mai stăm și cu familia, vrem să ne mai uităm și la televizor și ajungem să împingem ora de culcare undeva pe la 12 noapte. Și sigur că dimineața ne este dificil să ne trezim de vreme și să facem mișcare. În cabinetul dumneavoastră medical, cam așa arată o consultație, nu? Ca o discuție la emisiunea noastră. Bine, sigur, aveți cântarul, aveți la îndemână niște și nu numai, lucruri. Da. Facem măsurătorile, facem partea de anamneză alimentară, vedem, facem și programăm pentru analize în cazul în care există o suspiciune a unei cauze alta decât aportul alimentar excesiv pentru obezitate, pentru că există și obezități de cauze endocrină și atunci e bine să căutăm și în zona asta. Sigur, deci faceți niște investigații dacă se impun. Dacă se impun, și sigur. După aceea dați diverse rețete, adică obiceiul alimentar, am înțeles, lucrez stilul de viață. Foarte mult pe stil de viață. Asta deci e cel mai important. Dacă nu-și modifică stilul de viață, și efortul dumneavoastră, dar și efortul financiar al este pacientului aproape este aproape de pomană. Ce altceva îi spune să facă program. Sport? Sigur că da, încercăm chiar să discutăm un pic pe partea de mișcare, ce fel de mișcare îi s-ar potrivi, cât de frecvent ar trebui să facă mișcarea respectivă. Pentru că ne apropiem foarte repede, faceți și psihoterapie, recomandații? Și partea de psihoterapie, atunci când este cazul, lucrăm și pe partea asta. Masaje? Sigur că da. Ajută, dar ajută. Nu deci, sunt esențiale, dar deci ajută. Lucrează medicul, nutriționistul, da. Lucrează psihoterapeutul, da. Atitudinea cea mai importantă, atitudinea în generală a pacientului. A persoanei, dacă chiar dorește să facă o schimbare, atunci este ajutat și este susținut. Garantată 100%. Dacă dacă lucrurile funcționează așa cum ar trebui. Și mai avem un aspect foarte important pe care îl facem, partea de monitorizare. Pentru că asta susține motivația pe termen lung. Deci supravegherea, ca să nu slăbești oricum, să slăbești sănătos și să absolut. Ai o calitate a vieții bună. Reținem acest lucru și vă mulțumesc mult pentru prezența în platou. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și dumneavoastră pentru atenție. Sunt Rodica Sărmaș-Furnea și vă urez o seară excelentă.